la 3 ediții a manifestărilor dedicate profesorului Eduard Pamphil. S-ar spune că suntem consecvenți și întotdeauna mă gândesc la sfatul pe care mi l-a dat Ilie Stepan, care a fost unul din discipolii și din elevii profesorului. Mi-a spus să fiu totdeauna consecventă și să știe lumea unde să vină. Se pare că n-am ales chiar bine ziua de vineri, că anul trecut a fost joi și a fost mai mult public. Pregătisem un mic speech, o să încerc să mă concentrez, să nu mă lungesc prea tare. Vreau să povestesc partea mea de amintiri legate de chitară și cât mai scurt și de domnul profesor. Totdeauna i-a spus domnul profesor. Și m-am gândit așa foarte adânc în ultimele zile și am săpat în memoria mea îndepărtată, care nu prea este bună, să-mi aduc aminte de amănunte din momentele când eu l-am cunoscut pe el și prin chitară. Tangențial, așa, foarte rapid, cum am ajuns eu să cânt la chitară? Eram în clasa 5-a, cântam la pian. De fapt, nu-mi plăcea pianul deloc, mă stilea, mama mă bătea, încercam să fac față, dar uram instrumentul pentru că eram forțată și la un moment dat i-am spus la mama că mă arunc pe fereastră dacă mă mai chinuie și probabil mama auzise instrumentul, avea nostalgia, nu putuse să învețe și a venit odată acasă, era pe vremea asta, deci vorbim de 1964, era secretar șefă la Facultatea de Educație Fizică și timpul în anul ăla, în anul ăia, era ce să vezi, student la educație fizică, Moni Bordeianu. O vedetă, deja formația Phoenix începuse să apară, să fie cunoscută și, bineînțeles, mama a zis, nu iau chitară fetii, nu ri să dau bani, era generația de după război, cu privațiuni, cu lipsă de bani. Și a venit acasă într-o zi, mi-a aruncat pe pat o chitară, care era așa cu un gât lung, cu un corp foarte rudimentar, dintr-o scândură roșie și zice, încearcă să vezi dacă îți place. Și după aia, după un timp, mi-am dat eu seama sau mi-a spus cineva că aia este o chitară electrică și era chitara formației Phoenix, probabil făcută de covaci, de cei din formație. Și după ce a văzut mama că îmi place și că nu dă banii degeaba, mi-a cumpărat o chitară de serie, Regin. Regin nu făcea chitară bune. Și am început să cânt la chitară, nu mai intru în amănunte, dar în clasa noua epuizasem profesorii de Timișoara, care erau doi, unul la Clubul CFR, care era foarte înfloritor pe vremea aia, și la Școala Populară de Artă. Și din clasa noua, așa, zisem eu că este un profesor doctor care a făcut Academia de Chitară la Paris, între altele. Și am zis, eram tânără, aveam entuziasmul tinereții, vroiam să cânt foarte mult, eram aproape sălbatică și nesociabilă, pentru că mă plecam prea mult pe instrument și nu trebuia altceva. Și am cerut o întrevedere, mama probabil a sunat și m-a chemat la clinică, m-a auzit, am cântat o piesă foarte tehnică, între altele, deci nu mi-aduc aminte, probabil că am cântat mai multe, dar ce mi-a rămas în minte era Recuerdos de Alhambra, Amintiri din Alhambra de Tarega, o piesă spaniolească cu tremolo, care o cânti când ai energie. Și eu eram tânără și dedicasem timpul și mergea mâna, mergea singură, așa. Și probabil că i-a plăcut, era un caz rar o fată să cânte la chitară și atunci a spus să vin duminică la ora 10. Deci vorbim de anii, cred că 1968, cam așa, 68. Eram eu la liceu. Și a zis să vin duminică la ora 10, că mai vin doi copii, doi tineri la el și să facem muzică. Și au urmat niște întâlniri, duminică de duminică, toată perioada mea de liceu. Cine mai erau ceilalți doi? Pentru că eu eram singura la chitară, era Liviu Putoi, jazzmanul nostru cunoscut, care era pe vremea elev de liceu și cu flautul, și mai era un băiat la vioară. Și ce era cel mai interesant era că nu erau ore de învățare a chitarei, deci el nu era profesorul meu să-mi predea chitară, ci mai degrabă el cânta și noi încercam să ținem pasul cu el. Citea foarte bine la prima vedere, avea o comoară, o bibliotecă muzicală extraordinară, ceea ce era foarte, era extraordinar pentru mine, pentru că era greu de găsit partituri, era greu de găsit partituri în timpurile alea. Și cânta în funcție de dispoziția zilei, de
De preferințele lui avea partituri foarte multe originale din Franța, din mediturile cunoscute din Anglia și noi încercam să ținem pasul cu el. Era greu, eram foarte tineri și normal că nu aveam experiență, nici nu citeam așa bine la prima vedere, ne dădea să învățăm și ce era cel mai interesant și poate puțin inedit așa era că tot ce îmi dădea domnul profesor copiam. Era foarte important și îmi pierdeam nopți, copia și mama, dar nu contam. Și mi se părea extraordinar să-mi doresc ceva, piesele și să le am... Nu era... era greu de citit, deci le copiam cu creion, cu pastă, în sfârșit. Dacă trec peste niște ani, următoarea întâlnire peste niște ani a fost când eu terminasem facultatea și eram profesoară la Școala Populară de Artă, domnul profesor era președinte de onoare la Festivalul de Chitară de la Sinaia, care începuse să apară și prin 83, dacă nu mă înșel, și eu mă duceam cu elevii. Este important pentru chitara clasică, e importantă activitatea domnului profesor, pentru că el în foarte timpuriu, deci în 1953, iar aproximativ așa, a fost primul care a cântat, a cântat cu chitara într-o sală prestigioasă și a adus chitara clasică într-o sală de concerte. Nimeni nu mai făcuse asta și chitara nu era privită așa ca un instrument profesionist onorabil ca să fie cântat într-o sală de concertori. El a cântat în anii ăia, în sala Ateneului Român din București, cu Orchestra Medicilor din București, care era un lucru extraordinar. În niciun caz, în zilele noastre, cred că n-ar mai fi posibil așa ceva. Să existe Orchestra Medicilor care să cânte partituri normale pe care le cântă orice orchestră filarmonică. Și a cântat două lucruri de care mi-aduc eu aminte, concertul pentru chitară și orchestră de Giuliani, un concert greu și foarte frumos, și quintetul pentru parte de coardă și chitară de Boccherini. Cam asta despre domnul profesor. Ar mai fi multe de spus, dar încerc să nu mă lungesc, așa am promis. Acum, despre concertul nostru, în mare am vrut să fie legat de perioada elizabetană, ușor așa cred că trecem și spre baroc, și o să mai fie și o piesă tradițională irlandeză, deci nu e chiar așa foarte omogen. În orice caz, chiar și în renașterea engleză și chiar și în Maroc, cel mai popular instrument era lauta. Și la lauta cântau atât oamenii bogați, cât și cei săraci, era un fel de pașaport așa de comunicare. Cei mai stăriți aveau chiar și o sală specială, casa lor, o cameră specială de muzică. De obicei, poate o să vedeți asta și în tablourile de epocă, se adunau în jurul mesei, asta era foarte interesant, o masă rotundă și puneau partiturile pe masă, instrumentele alături și era așa ca un fel de cer magic în care se întrepătrundeau sunetele instrumentelor diferite, pentru că acea adunare, acea formație se numea Broken Consort. Și era o serie de compozitori care scriau și instrumental, dar mai ales cântece, care erau, așa cum am zice în zilele noastre, șlagărele perioadei, care aduceau așa într-un fel piese folk, dar erau, bineînțeles, altfel armonizate. Lumea le cunoștea, circulau. Sigur, Shakespeare le cunoștea. Era prieten cu compozitorii vremii. Din câte am citit eu și, mă rog, așa am văzut, am citit, practic, era foarte bun prieten cu William Morley. Și William Morley a scris pentru piesele lui multe cântece. Ca un fapt interesant, titlul concertului, If Music Be the Food of Love, este o replică, o vers din a 12-a noapte și o să cânt și o piesă, un cântec din a 12-a noapte. Și acum mi-am adus aminte ceva foarte interesant, ceva ce vreau să spun despre domnul profesor. Am uitat la grupajul de început, ceva ce am încercat să-mi aduc aminte din întâlnirile acelea la el acasă. Țin minte și să știți că nu mulți interpreți fac asta. Deci în momentul când el cânta și noi îl urmăream acasă, era așa un fel de relație de iubire între el și instrument, pentru că ținea atât de strâns instrumentul și atât de mult intra în muzică, încât făcea un fel de balans cu instrumentul, un fel de dans magic, așa cumva,
și atât de mult pătrundea muzica și simțea muzica, încât era extraordinar baletul ăsta așa cu instrumentul. Asta mi-am adus eu din tinerețe, mi-am adus aminte din acele întâlniri, această imagine. N-am memorie foarte bună, dar asta mi-am adus aminte. Și astea fiind zise, haideți să începem. If music and sweet poetry agree, if they must meet the sister and the brother, then must the love be great twixt thee and me. Because thou lovest the one, and I the other. Thou unto thee is dear, with heavenly touch upon the lute, that's ravish human sense, spends it to me, whose deep conceit is such as, passing all conceit, needs no defense. Thou lovest to hear the sweet melodious sound that Phoebus' lute, the queen of music, makes. And I, in deep delight, am chiefly drowned, when as himself to singing he betakes. One God, God of both, as poets feign. One knight loves both, and both indeed remain.
And every fair from fair sometime declines by chance on nature's changing course untrained. But thy eternal summer shall not fail, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag the wonders in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long as man can breathe or eyes can see, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Thank you.
Thank you.
Journey's end in lovers meeting, every wise man's son does know. What is loved is not hereafter, what is loved is not hereafter. Present mirth, present laughter, present mirth hath present laughter. What's to come is still unsure. In the lane there lies no plenty, then come kiss me, sweet and twenty. Youth the stuff will not endure. In the lane there lies no plenty, then come kiss me, sweet and twenty. Youth the stuff will not endure. Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Weep no more, the pretty sweet. Journey's end in lovers' meeting. Every wise man's son does know. To weep no more, the pretty sweetie. Journey's end in lovers' meeting. Every wise man's son does know. Thank you.
Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with a remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth unknown, although his height be taken. Love's no time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with its brief hours or weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. Thank you.
guide us, with leave us snow-white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree. But I was young and foolish, with her would not agree. But I was young and foolish, with her would not agree. In a field by a river, my love and I did stand, and on my leaning shoulder she put her snow-white hand. She bid me take love easy, as the grass grows on the weirs. But I was young and foolish, and now I'm full of tears. But I was young and foolish, and now I'm full of tears. Down by the sunny gardens, my love and I did meet. She passed the sunny gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree. But I was young and foolish, with her would not agree. But I was young and foolish, with her would not agree. Thank you.
Acesta a fost concertul nostru. Sper că v-a plăcut. Am câteva cuvinte de spus. Nu mult, nu mult. Să ne întâlnim cu bine la anul, cu sănătate și ori aici, ori în altă parte, unde o să ne parte pașii. Vreau să mulțumesc sponsorilor. Sper la anul să fie mai bine din toate punctele de vedere și într-o lună mai călduroasă. Deci, mulțumim sponsorilor, Clinica Prezident Dr. Bratu, mulțumesc domnului inginer Gavrilescu, mulțumesc directorului Casei de Cultura Municipiului, domnul Pavel Dehelean, mulțumesc din suflet, editurii Eurostampa și domnului director Răuleanu, pentru că a avut generozitatea să ne facă afișele și programele de sală care sunt atât de frumoase și puteți să le luați acasă. Mulțumesc din suflet pentru că ați avut răbdare și ați ascultat și ați venit. Spiritul lui Eduard Panfil se bucură foarte mult pentru această seară, pentru muzica răsunând și rezonând în sufletele noastre. Din partea familiei, soția mea și cu mine dorim să mulțumim organizatorilor și tuturor celor care au înlesnit acest eveniment. Doamna Adina Dimitriu, celor doi soliști care împreună cu doamna Dimitriu au format un ansamblu de trei soliști acestei biserici catolice, pentru legătura pe care am format-o cu spiritul lui Eduard Panfil prin intermediul muzicii. Mulțumesc încă o dată! Și eu mulțumesc că v-am ajutat. Să știți că n-am fost singură. Am avut în jurul meu oameni care m-au ajutat și vreau să spun că am avut niște prietene extraordinare, Olimpia, Mădălina, Dana și Horațiu, care m-au ajutat. Fără input, am să-mi spun.